I came to live in Romania in 1992, and in 1993 got in touch with John Spence of BPB and suggested to him that there was a plasterboard market here. John had been to Romania, had done some research, agreed there was, and he offered me a contract to start to probe the market. The first sale that we had was in Pitești, very comical, not very profitable, but we persisted, and after a year it was decided to set up a company here under the name Regips, which was the marketing name we were using in the rest of Europe, in Austria, in the Czech Republic, and in Slovakia. We needed a country manager, and the obvious choice was Kostia Harriton, who was chief architect. I'd already met Kostia, and after quite a bit of persuasion, he agreed to join us, and the rest, they say, is history. Am parcurs împreună cu Regips un drum lung, incredibil, după 20 de ani, să vezi că în România se poate face practic orice din sistemele sau cu sistemele aduse cu 20 de ani în urmă de Regips și dezvoltate în continuare de Saint-Gobain Regips. Există o colaborare excelentă cu specialiștii Regips și există încrederea noastră că împreună vom avea și vom face lucruri la fel de bune sau din ce în ce mai bune și în anii următori. La mulți ani și să fie cum zic eu. Salus International promovează și distribuie produsele Regips din anul 1993. Îmi amintesc de perioada de pionierat Regips în România, pionierat sprijinit de oameni deosebiți, ca John Spence de la BPB Gypsum Anglia, Walter Grisch de la Regips Austria, Richard Babiul de la Placoplat în Franța sau Peter Tweedy și Constantin Harriton în România. Deci suntem de peste 20 de ani împreună. O perioadă în care s-a consolidat un parteneriat puternic cu zeci de realizări remarcabile. Aeroportul Internațional Otopeni, Biblioteca Centrală Universitară, Sala Polivalentă București, ca să enumăr doar câteva, precum și numeroase spații de birouri, centre comerciale, clădiri rezidențiale, hoteluri, spitale, bănci. La aniversarea 20 de ani de activitate Regips în România, ne bucurăm de rezultatele importante obținute în această perioadă și adresăm calde felicitări partenerilor și prietenilor noștri. Regips a devenit un nume cunoscut și respectat. Pentru viitor, dorim companiei Saint-Gobain Regips obținerea de noi realizări în impunerea pe piața materialele de construcții de calitate din România și participarea la construirea unor noi obiective de referință împreună cu partenerii săi. Salut, Regips! Am auzit că împliniți 20 de ani. La mulți ani! Mi-aduc aminte, în urmă cu 20 de ani, vă așteptam și vă căutam pentru că aveam nevoie de un material ca al vostru. Și atunci căutam un material foarte curat, alb, dar care să fie suficient de plastic să mă pot exprima în ceea ce căutam. Am găsit la voi, am fost foarte încântat și acum, în acest an aniversar, vă urez să fiți la fel de creativ și să ne oferiți nouă arhitecților materiale de care avem nevoie. Numai bine! Gândindu-mă că, practic, de la primele lucrări din anul 1994, sfârșitul anului 1994, sunt primele lucrări pe care le-am gândit și le-am lucrat împreună cu voi, au trecut 20 de ani și că, de fapt, multe din lucrările biroului meu, ca sediile de bănci sau clădirea, amenajarea Muzeului Național de Artă Contemporană sau mai nou la clădirea de biroul Crystal Tower, am lucrat împreună. Vă urez ca peste încă 20 de ani să ne vedem tot la fel de, să zicem, optimiști și la fel într-o efervescență de lucru și în care voi să ne ajutați ca arhitectura, prin cunoașterea performanțelor voastre tehnice, să fie un lucru, să fie o reușită. De fapt, o reușită de ambele părți. Tânărul Regips împlinește 20 de ani. Ne-am întâlnit după ce terminase grădinița. I-am stat alături
toată copilăria. I-am urmărit drumul în adolescență, ajutându-l după puterile mele. De câte ori s-a întâmplat să mă solicite și am trăit alături de el, la intensitate maximă, bucuriile și realizările. Îmi amintesc acum doar câțiva dintre pașii făcuți împreună. Sălile de cinema din Plața Militari, București, 2004, oare când au trecut 10 ani? Studiourile TV Târgu Mureș, 2008, studioul de înregistrări muzicale al Teatrului Constantin Tănase din București, 2010, studiourile TV, amfiteatrele și sălile de muzică din noua clădire a Fundației România de Mâine, Berceni, București, în 2011, sala de teatru de la Club Vila Bran, în 2012. La ceas aniversar, îi doresc rigipsului ajuns la maturitate să înfrunte cu responsabilitate piedicile, să rămână frumos și deștept în continuare, să aibă o viață lungă, plină de confort acustic. La mulți ani! Colaborarea noastră cu Saint-Gobain Rigips a început încă din momentul preluării fabricii de Ipsos Gypsum Turda, adică în urmă cu aproximativ 15 ani. Până în 2007 am colaborat doar pe partea de Ipsos, după care am devenit distribuitor și de sisteme de gips carton, respectiv plăci, profile, accesorii și tavane casetate. Am găsit în compania Rigips un partener care ne-a susținut permanent echipa de vânzări, prin organizarea de traininguri și prin asistență tehnică de câte ori a fost nevoie. Putem spune cu mândrie că am livrat materiale la proiecte emblematice din București, precum Sky Tower, Promenada Mall, Liceul Francez și multe altele. La mulți ani, Rigips, și la mai mulți ani de colaborare! Echipa Ambient și echipa Saint-Gobain Rigips au început colaborarea acum mai bine de 15 ani. Împreună am dezvoltat un parteneriat pe termen lung, parteneriat bazat pe încredere, stabilitate, susținere și colaborare reciprocă în piețele în care activăm. Am reușit să implementăm împreună programe de educație a pieței, adresându-ne în special meșterilor, constructorilor și arhitecților. În toți acești ani am crescut împreună afacerile noastre și nu ne-am rezumat la a oferi doar produse și soluții tehnice, ci am fost și parteneri la evenimente sociale și culturale importante în orașele în care Ambient își desfășoară activitatea. Avem încrederea mai departe că parteneriatul nostru va fi unul durabil, iar Ambient în continuare va fi un partener de nădejde. În numele întregii echipe Ambient, vă urez cu ocazia aniversării primilor 20 de ani un călduros la mulți ani și mult succes în continuare. Happy anniversary, Rigips. I'm Robert Neal from Portland Trust, and it's a great pleasure for me to wish happy anniversary to one of our long-term and trusted suppliers, Saint-Gobain Rigips Romania. Over the years, we've had great cooperation that's led to the development of a number of successful projects in Bucharest. Floreasca Park is our latest and biggest project developed together, and we bought glazing, plasterboard, ceilings, and it was also awarded Green Building of 2013 by the Romanian Green Building Council. We've always found in Rigips a partner that has offered us all the technical support we needed, quality products and services, and most importantly of all, innovative solutions. May I wish Rigips every success and hope you will bring more innovative products and energy-saving products to the market. Every time I see the Rigips name, I get quite a thrill, and I'm delighted that Rigips is the generic name for plasterboard in the whole region. I can only wish the group every success.